Președintele ANPC Marius Pârvu a recunoscut că a luat decizia de a nu trimite probe în cadrul studiului european de evaluare a diferențelor privind compoziția produselor alimentare. Decizia ar fi fost luată pe considerentul neutralității în contextul preluării de către România a președinției Consiliului UE, a declarat joi acesta. România nu a participat la studiul european privind dublul standard alimentar la care au participat 19 state europene și ale cărui rezultate au fost publicate de Comisia Europeană la finalul lunii iunie, arată Agerpres. Când a existat această solicitare, noi am preluat președinția. Am considerat că trebuie să fim neutri față de acest subiect, adăugat Marius Pârvu. Astfel, autoritățile de control din România au stat cu mâinile în sân, cu toate că ar fi fost și plătite pentru aceste servicii de monitorizare. Cel puțin așa susține Sorin Mierlea, președintele Infocons. S-a ajuns ca România să nu facă parte din studiul care demonstrează negru pe alb că 9% dintre produse au o compoziție diferită, deși partea din față a ambalajului era identică. În plus, din același document rezultă că 22% din produse au o compoziție diferită în pofida faptului că partea din fața ambalajului este similară. Pe de altă parte, autoritățile de control din România continuă cu politica de a nu face publice rezultatele controalelor pe care le fac. Candidații care au promovat examenele de corigențe se pot înscrie începând de vineri pentru cea de-a doua sesiune a bacalaureatului, potrivit calendarului de desfășurare a examenului în anul școlar 2018-2019, aprobat de Ministerul Educației. Pe 21 august este programată proba scrisă la limba și literatura română, pe 22 august la limba și literatura maternă, pe 23 proba scrisă obligatorie a profilului, pe 26 august este programată proba la alegerea profilului și specializării, pe 27 și 28, evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală limba română, pe 30 august, 2 septembrie, evaluarea competențelor digitale, iar pe 2-3 septembrie, evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Afișarea rezultatelor la probele scrise se va face pe 3 septembrie, iar depunerea contestațiilor în aceeași zi între orele 12 și 16. Conform calendarului MEN, în perioada 3-6 septembrie, este prevăzută rezolvarea contestațiilor, iar afișarea rezultatelor finale pe 7 septembrie. Ministerul Mediului vrea să nu mai permită instalarea de panouri solare cu finanțare de 20.000 de lei de la stat de către cei care au cumpărat și construit casa cu credit ipotecar și de către cei care au un sediu social al unei firme locuință. Propunerile se regăsesc într-un proiect al Ministerului aflat în dezbatere publică. Mai precis, autoritățile pun condiția ca imobilul pe care se implementează proiectul să nu fie afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entități care desfășoară activități economice. De asemenea, acesta nu poate face obiectul unui litigiu în curs de soluționare la instanțele judecătorești, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun sau al unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică. Cu alte cuvinte, va fi limitat accesul la programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice unei categorii foarte largi de beneficiari. Argumentul Ministerului pentru a introduce această condiție este că o astfel de sarcină ar crea premizele incidenței unui ajutor de stat minim. Ministrul pentru românii de pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat miercuri că pentru alegerile prezidențiale din toamnă, instituția pe care o va conduce va demara alături de Ministerul Afacerilor Externe o campanie de informare. Ministrul a precizat că a fost deschisă o consultare publică și primite mai multe sugestii de la românii din străinătate cu privire la perioada următoare, la faptul că ne așteaptă o rând de alegeri foarte important pentru români. Pe mine m-a bucurat să constat de la an la an un interes tot mai mare privind participarea la vot. Am participat alături de reprezentanții Parlamentului României la elaborarea noului cod electoral și astfel am deschis o consultare pentru românii din afara granițelor. În următoarea perioadă vom participa alături de colegi din MAE care au atribuția de a organiza aceste alegeri și secții de votare și de reprezentanții autorității electorale permanente la întâlniri cu români din afara țării pentru a le prezenta modalitățile de vot și cum se pot înscrie pentru votul prin corespondență. În luna septembrie acestui an, a anunțat Intotero, va fi organizat la București Forumul Românilor de Pretutindeni.